Prieteni, bun găsit din nou aici pe pagina de Facebook Agora. O nouă ediție a emisiunii Business pe timp de pandemie. Vă reamintesc că avem o serie de discuții în care vorbim despre eficiența energetică. Și nu vorbim așa, la general, dar vorbim exact despre una dintre cele mai importante companii cumva de stat care furnizează energie pentru cetățenii, mai ales pentru cei din zona urbană. De ce majoritatea blocurilor au un sistem individual de încălzire? Ce face statul pentru a găsi un echilibru între un sistem individual și unul privat? Sau poate nu trebuie să fie un echilibru? Câtă energie importăm și ce putem face pentru a reduce această dependență? Pentru ca să răspundem la toate aceste întrebări, am invitat în acest live alături de mine pe Denis Tumuruc, șef adjunct la Direcția Politici în domeniul energetic de la Ministerul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Tofilat, expert în energetică, și domnul Victor Puiu, director comercial la Termoelectrica. Salutare! Bun găsit! Bună ziua! Ne vedem, ne auzim! Te audem! Da, foarte bine. Ok, să începem cu... Eu o să fiu omul care nu prea pricepe, omul care nu le știe pe toate. Mă bucur că am experții alături de mine care o să-i rog să răspundă la întrebări și să facă lumină pe mai multe subiecte. Domnule Tumuruc, cred că orice problemă, orice provocare care există în acest sistem și nu doar în acest sistem, pornește de la niște aspecte legislative, de la niște politici. Spuneți-mi, vă rog, politicile naționale în momentul de față favorizează sistemele centralizate de termoficare urbane sau sunt orientate spre un echilibru între diferite soluții de încălzire? În primul rând vreau să vă salut într-un nou format, să vă mulțumesc pentru faptul că abordați un subiect de interes înalt pentru societatea noastră, chiar dacă e vară și aparent ar trebui să discutăm cumva despre alte lucruri. Eu nu știu dacă e înalt, dar sigur este foarte important. Da, și poate într-adevăr pe parcursul ședinței, discuției de astăzi, cumva o să ne dăm seama că întrebările e unul destul de important. Mai ales când, dacă cumva o să abordăm și problematica tarifelor, a costului energiei, atunci cu siguranță o să atingem niște aspecte destul de sensibile și importante. Și într-adevăr aveți dreptate, am să vă dau dreptate spunând că absolut statul în încercarea de a promova un subiect, ori din contră de a inhiba, în încercarea de a-l reglementa, într-adevăr, prima ori și unicul element care poate interveni e tocmai legislația primară, deci acum cu bunătate verticală, aceea secundar, acte de reglementare și tot așa. Republica Moldova, ori subiectul încălzirii alimentării centralizate cu energie termică e unul destul de important, acum de aia în anul 2014 a fost adoptată o lege cadru pentru acest sector cu privire la energie termică și promovarea cogenerării și asta e cumva destul de important pentru că poți alimenta cu energie termică, însă trebuie să definești modalitatea în care îți propui să faci acest lucru și aici deja intervin un șir de tehnologii care în condițiile noastre, condițiile Republicii Moldova ar trebui cumva să fim foarte atenți pentru care din ele optăm. Ori ne propunem să producem energie și să închidem problema în cel mai simplu mod posibil, ori totuși punem eficiența energetică în capul mesei și încercăm să scoatem maxim posibil din fiecare unitate de volum, unitate de masă de energie pe care o importăm. Iar gazele naturale, produsele petroliere, absolut toate 100% sunt importate. Cadrul primar e disponibil, am spus-o mai devreme, începem cu 2014, astăzi după 5-6 ani de implementare cunoaștem care sunt rezultatele, elementele care trebuie păstrate și cele care trebuie omise, ajustate la actualitatea la ziua de astăzi. Și o altă punere de problemă pe care ușor deși intrăm în subiectul respectiv e tocmai necesitatea de a ajusta cadrul legal la un nou pachet de directive comunitare care îi spune Clean Energy for Europeans, deci un pachet nou de directive al Comisiei Europene, comunitar, deci care își propune să aducă energie curată pentru toți europenii. Și vrem noi, nu vrem, contezăm acest lucru sau mai puțin, o facem cu toții sau iarăși cumva segmentat, dar
va trebui și noi să punem elementele de mediu în fața, în capitol, pe primul loc, în capul mesei, și după aia să soluționăm toate problemele care se impun. Da, în momentul de față, domnule Tumuruc, legea pe cine favorizează? Pe cei care se conectează individual la termoficare sau pe cei care se conectează la un sistem centralizat? Aici ar fi cazul să facem o diferență între municipiile, localitățile care dispun de sistem centralizat. Prin anii 90, cred că avem vreo 40 de orășele, municipii care dispuneau de un SACET, de un sistem de alimentare centralizat. Astăzi au rămas două care cumva se aruncă în ochi, Bălțul și Chișinăul, și deținători de licență fiind de fapt vreo 7. Dar iarăși, Bălțul și Chișinăul sunt acele SACET-uri care statul, începând cu anul 2015, de când a lăsat programe de investiții serioase, considerabile în aceste domenii, putem spune practic că anul 2015 statul a înțeles, conștientizat importanța acestei soluții, aceste formule de alimentare cu energie termică a populației, și a decis să le să îmbunătățească situația în acest domeniu. Deci avem aceste două municipii unde statul își depune toate eforturile ca SACET-urile să rămână și să existe, să se îmbunătățească calitatea serviciului prestat, să fie în creștere, preferințele consumatorului final cresc de la zi pe alta, cu siguranță că întreprinderile, furnizorii de energie termică trebuie să respecte aceste tendințe. Și avem cealaltă parte a baricadei, cei care cumva își au luxul ori posibilitatea de a opta pentru oricare din tehnologii disponibile, cazane murale, pompe geotermale, pompe de căldură, deci acolo cumva ușa e mult mai deschisă. Legislația actuală încearcă să consolideze SACET-urile existente, aș făcut referință mai devreme la ele, și nu impune careva bariere ori obstacole care celor care stau în afara acestor sisteme și doresc să opteze pentru care tehnologii nu ar fi vrut dânsi. Domnule Tofila, în emisiunea precedentă pe care am desfășurat-o la acest subiect, a fost și pentru mine o surpriză să aflu că, fiind conectat la sistemul centralizat, la SACET, economisește energie, este mai sănătos. Este asta adevărat? Bineînțeles că da. Așa. Și atunci, de ce toată lumea e conectată la sistemul individual? Eu aseară stăteam și mă gândeam, zic, dar de ce eu am centrala în casă, în apartament? Există o explicație simplă. Oamenii sau consumatorii tot timpul caută confort. Oamenii vor să nu înghețe în apartament sau să nu fie exagerat de cald, cum se întâmplă, păcate, la noi, în multe cazuri. Pe de altă parte, consumatorii nu sunt informați care e diferența între încălzirea centralizată și cea autonomă, care dintre dânsele e mai eficientă și pe care direct trebuie să dezvoltăm acest sector. Deci, dacă facem o sumă... Aici cumva înțeleg... Statul este un pic de vină că nu promovează suficient de bine și nu explică foarte clar lucrurile astea. Absolut, absolut, da. Deci, în primul rând, noi trebuie să începem cu informarea și educarea consumatorului, care este cea mai eficientă tehnologie de a asigura încălzirea apartamentelor în orașul. Dacă facem o scurtă incursiune în istorie, încălzirea centralizată în orașe mari a apărut în secolul XIX, pentru a evita pericolul incendiilor din cauza încălzirii individuale. De asta a fost scopul prioritar. Acum, dacă facem o analiză, o paralelă pe care dezvoltăm, noi experimentăm încălzirea în Chișinău. Încălzire individuală sau ce avem 200.000 de apartamente. Dacă la fiecare cazane de gaz, asta e o opțiune, sau să conectăm încălzire centralizată, dar asigurând același nivel de confort. Asta e altă opțiune. Deci aici comparăm două tehnologii. Cazanul individual, care putem acasă, arde gaz și produce doar căldură. Instalațiile de cogenerare de la CET-uri ard același gaz și produc două tipuri de produse. Energie electrică și căldură. Respectiv, căldura unică mai ieftină la instalațiile de cogenerare. La CET-uri. Cazanele nu toată diferența. Asta respectiv înseamnă că noi
ca să producem aceeași cantitate de energie, vom arde mai puțin gaz și vom lua într-o măsură mai mică aer. Plus la asta, pericolele de explozie. Vedem ce se vor la știri. A explodat un apartament. Deci asta se întâmplă pentru că cazanele individuale trebuie deservite corespunzător. Dacă eu, de exemplu, am grijă de cazanul meu, vecinul de jos sau din altă parte poate să nu aibă grijă în aceeași măsură și trebuie să trăiesc cu pericolul că poate să explodeze cazanul. În afară de asta, chiar dacă admitem că noi mergem pe încălzire individuală a apartamentelor, noi va trebui să schimbăm toate conductele de gaz din oraș. Pentru că la moment ele pot asigura cu consumul de gaz la apartamente pentru încălzire mai puțin 20%. Dar asta se iarăși, dar prioritar trebuie să deci toate orașele merg încălzire centralizată pentru că ea e mai eficient economic și mai sigură din punct de vedere securității. Domnule Puiu, cum s-a întâmplat că în orașe, sau cel puțin în Chișinău, toate blocurile care se construiesc acum au cazane în casă? Și îmi dau seama că această instituție, care acum se cheamă Termoelectrica, dar în trecut însemnau mai multe companii de stat, dacă pot să le spun așa, au pierdut consumatorii, fiecare a început să facă, să producă noxe acasă, să le arunce vecinului de deasupra sau de desubt. Și acum tot statul trebuie să promoveze politica de reîntoarcere cumva la o încălzire centralizată. Cum s-a întâmplat că s-au pierdut consumatorii ăștia care au plecat de la încălzirea, de la termoficare centralizată? Da, domnul Ciorici, în primul rând vreau să vă spun, cred că este o concluzie greșită că majoritatea consumatorii în municipiul Chișinău au cazane de ardere pe gază. Ori 70% din numărul tuturor apartamentelor din municipiul Chișinău și din blocuri este conectat la sistemul centralizat. Dacă să vorbim, deci 30% care au sistem individual acum. Exact. Dacă să vorbim de blocurile nou construite, atunci aici într-adevăr putem vorbi că majoritatea... La asta mă refeream, da. Exact. Majoritatea sunt din start proiectate cu centrale individuale. Ori este un lucru greșit, din motivele care și le-a expus domnul Tofilat. Noi, în principiu, nu am moștenit, spunem așa, o istorie mai veche a termocomului, care, după cum cunoașteți, avea niște servicii necalitative, deseori aveau loc de branșeri. Odată cu crearea companiei Termoelectrica, noi ne-am reorientat spre client, am investit foarte mult în calitate, în fiabilitatea sistemului și am diminuat foarte mult numărul de deconectări din cauza avariilor ori din alte cauze. În acest sens, noi am renovat circa 130 km de rețea, am construit o stație nouă de pompare, am modernizat altele 6, astfel încât ele să lucreze în timp normal și nu avem careva deranjamente. Totodată, noi ne-am axat foarte mult pe relația cu clienții noștri, am lansat un call centru al companiei, astfel încât fiecare persoană 24 de ore din 24 se poate apela să semnaleze o problemă pe care o are, ori să aibă careva, dacă are careva neclarități referitor la factură, ori la plată pe care o are efectuată. Domnule Puiu, vreau să-i ofer cuvântul și domnului Tofilat, nu înainte de a vă întreba, în momentul de față, Termoelectrica pierde sau câștigă consumatorul? Statistica ce spune? Cu siguranță o câștigă, asta și-am vrut să menționez, pe parcursul ultimilor 5 ani de zile, noi avem circa 65 de contracte de parteneriat cu consumatori noi. Dacă spunem așa, e vorba de circa 36 de blocuri locative, 23 de instituții publice, 26 de agenții economici, mai multe case particulare. Cu siguranță noi recâștigăm încrederea consumatorului nostru și în acest sens noi chiar am elaborat și o strategie de marketing a companiei care se axează pe companiile de construcții, pe agenții economici. Noi avem discuții practic fiecare zi cu potențialii noștri consumatori, unde îi convingem despre avantajele sistemului centralizat. Și aici vorbim, după cum și-am menționat, atât din punct de vedere economic al prețului, cât și din punct de
vedere al fiabilității sistemului. Ori noi introducem sisteme noi, moderne, de alimentare cu energie termică și suntem competitivi 100% cu sistemele autonome despre care vorbim. Și ne bucurăm foarte mult că atât companiile de construcție, cât și majoritatea deja chișinăuilor înțeleg că îi pot avea același autonomie, același avantaje și confort termic ca și la centralele pe gaz, doar că de la sistemul centralizat. Revenim la companiile de construcții puțin mai târziu. Domnule Tofilat, ați vrut să interveniți. Da, pare foarte bună. Este care? Noi sistemul de încălzire centralizată care există la moment este de generație a doua, anii 30-50 a secolului trecut, care nu permite reglarea temperaturii în apartamente. În ultimii 4 ani, termoelectrica a trecut la instalarea sistemului de încălzire centralizată generația 3. Noi avem deja 50 de blocuri. Câte sunt în total? Spuneți-i unui om care nu știe. Sunt 4 generații. Așa, deci mai avem oricum un pas, da? Da, trecem la generația 3, care deja permite reglarea temperaturii în apartament. Oamenii au apă caldă non-stop, anul împrejur, practic vine imediat, nu trebuie să aștepți 5-10 minute până să scurge apa din sistem. Deci, practic, sistemul de încălzire centrală la generația 3 e fix așa de confortabil ca și poală. Aici revenim la dezvoltatorii imobiliari. Ei construiesc apartamente pentru ca să le vândă. Și ei se orientează la cererea consumatorilor. Unii vor să fie confortabil în apartament. Oamenii nu cunosc despre posibilitățile încălzirii centrale, că e mai sigur, mai ieftin și așa de confortabilă. Și de asta ajungem la situația asta. Și suplimentar, nu sunt cerințe la nivel de legislație, care să, sau hai zicem așa, ele sunt, dar nu trebuie să fie cerințe la nivel de legislație, ca blocurile să fie conectate la încălzire centralizată, să asigure confort termic necesar. Deci noi trebuie să informăm cetățenii, trebuie să informăm companiile de construcții și să le lămurim că este mai avantajos să facem încălzirea centralizată și să asigurăm așa confort în apartament. În emisiunea precedentă pe care am desfășurat-o săptămâna trecută, domnul Arion, probabil îl cunoașteți, a fost foarte tranșant în declarația lui și a spus că legea de fapt nu permite construirea blocurilor cu sistem individual de termoficare, adică aceste țevi de aerisire de la centralele de gaz, legea nu prevede așa ceva. Și era foarte nemulțumit și se întreba dacă aceste blocuri sunt construite legal, de unde au avizele energetice potrivite. Și aici am să-l rog pe domnul Tumuruc să intervină. Cine are dreptate? Companiile care spun că e tot ok? Sau domnul Arion care spune că aceste avize nu se dau sau se dau ocolind legea? Legea într-adevăr pune problema conectării la SACET. În același timp pune problema justificării economice a conexiunii blocului la SACET. Dezvoltatorii de proiecte de astea imobiliare pun pe masă o pseudo-analiză care cumva confirmă acest lucru și se dezvoltă proiectul. Dar ce semnează acolo, nu? Avem obțin niște un oarecare accept de la autorități, ar trebui să ridicăm acum legislația să vedem care e cel pachet de certificări, autorizări care sunt nevoiți să le obțină. Dar ideea până la urmă își duc intenția la bun sfârșit și vin în fața consumatorului ce își dorește el. Cu un cazan mural și cu posibilitatea de a-și gestiona consumul cum o vrea. Avem astăzi însă un pachet, un nou proiect de lege care vine să modifice abordarea respectivă și absolut orice construcție nouă, deci asta cumva ne este intenția, în linia absolut toate practicile europene acolo unde există SACET-uri, deci care va impune absolut toate proiectele, orice obiectiv nou, orice bloc rezidențial să fie conectat la SACET, doar în condițiile în care unitatea termoenergetică confirmă faptul că nu are posibilitatea să conecteze acest nou obiectiv la sistem. Uite, doar în cazul ăsta va fi scoasă respectiva întrebare. Însă intenția e ca orice obiectiv nou care se construiește în oraș
e să asigurăm o sarcină cât mai mare pentru unitățile de generare, atât în cazul termoelectrice, cât și CetNord, dacă vorbim de municipiul Bălți și Chișinău. Acest lucru însă e nevoie de a fi asigurat prin intermediul legislației primare, astfel ca să nu apară întrebări absolut la nicio autoritate, la niciun dezvoltator. De cealaltă parte, anii ultimii 3-4-5 ani au demonstrat că soluții tehnice comparabile ori similare cazanilor murale au și apărut pe piață și avem primii pionieri, cred că termoelectrica ne-ar putea confirma, domnul Pui ne-ar putea confirma că avem vreo 52 de blocuri care dispun deja de sisteme de distribuție pe orizontală de alimentare cu energie termică, o soluție care pe undeva e încă mult mai modernă decât un cazan mural, mult mai sigură și mult mai prietenoasă cu mediul. Nu avem internet? Ne auziți? Mă auziți? Da, acum se aude. Dispăruse sunetul. Așteptați-mă acel grafic, cred că l-ați văzut. S-au făcut calcule cât ar economisi Republica Moldova la cogenerare dacă ar implementa un pe scară sau ar promova pe scară largă un astfel de proiect precum în țările UE? Mi-aș permite un pic să remodelez întrebarea. Deci aceste calcule se fac practic de la caz la caz. Cogenerarea, prin definiție, cumva mai eficientă decât producerea separată a celor a energiei termice și electrice. Noi calculăm cu suportul Agenției pentru Eficiență Energetică aceste economii an de an și e vorba de 100 de milioane de lei. Nu am cifre în fața mea ca să vi le comunic, dar sunt economii considerabile. Cogenerarea, pe lângă faptul că e o tehnologie eficientă de producere, aplicarea ei nu e chiar nu e panacee și nu poți veni să acoperi orice consum de energie termică în baza cogenerării. Ea e o tehnologie destul de scumpă și se justifică doar atunci când respectivele unități lucrează anul împrejur. Deci, practic. Ceea ce facem acum la termoelectrica, deși un proiect în dezvoltare acum cu suportul Băncii Mondiale, cam asta ne propunem să facem, să punem conectarea în limbajul tehnic, spunem să o includem acolo în bază și să genereze energie termică și electrică tot anul împrejur, tocmai pentru a beneficia de această eficiență și în perspectivă de a avea posibilitate de a mai ajusta un pic tarifele, pentru că până la urmă cam asta ne dorim cu toții, ca tarifele pentru energie termică să fie mult mai mici. Domnule Puiu, care sunt practicile de încălzire pe care termoelectrica le promovează? Există țări unde nu se practică căldura centralizată, spre exemplu, am citit că există așa exemple precum Germania, Marea Britanie. Cum suntem noi gata să urmăm așa exemple, să nu le urmăm? Da, doar am vrut puțin să concretizez ceea ce a spus domnul Tumuruc. Într-adevăr, legea prevede obligativitatea conectării la sistemul centralizat, acolo unde el există. Și există o excepție când dezvoltatorii sau companiile construcții pot argumenta necesitatea conectării la alte surse alternative. Ori la noi, din păcate, din această excepție, de obicei se face regulă. Și, cum a spus și domnul Tumuroc, nu este clar cum obținem aceste studii. Păi asta înseamnă
înseamnă că există acum în legislație și ea trebuie fi corectată, fi modificată, așa aleg? Da, exact. Noi și am propus astfel de modificări și avem și susținerea Ministerului Economiei. Cred că în scurt timp o să eliminăm și această lacună. Totodată ați întrebat cât de eficient este să producem în cogenerare. Spre exemplu, la moment, dacă să vorbim despre randamentul centralii de la Ciurgan, atunci noi vorbim de circa un randament de 35% din arderea gazului, ori la termoelectrică noi vorbim de un randament în regim de cogenerare de 80%. În acest sens, cât mai multă sarcină termică noi vom avea în cip Chișinău, cu atât mai mare va fi volumul de energie electrică produs cu același gaz ars. În limbaj simplu, cu cât mai multe blocuri conectate la termoelectrică, cu atât tariful e mai mic și mai... Mai mic și mai multă energie electrică producem pentru securitatea energetică țării. Practic de asta și majoritatea statelor, atât europene cât și din zonă, susțin sistemul de cogenerare. Ori asta e calea de viitor. Dacă să vorbim despre țările europene, există și o directivă europeană care prevede expres susținerea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică de către statele membre. O Republica Moldova oricum va ajunge tot acolo și o să fie nevoită să implementeze această directivă. Am vorbit, dacă este vorba despre Germania, Germania susține, adică chiar prin subvenții, sistemele centralizate de alimentare cu energie termică. Dacă vorbim de Austria, acolo avem în general un sistem de alimentare cu energie termică centralizat foarte dezvoltat. Și acolo nu vorbim doar de sisteme centralizate care ard gaz, dar vorbim și de biomasă și de alte surse alternative, chiar și din deșeuri. Asta este, o, să spunem așa, un trend european care noi tot trebuie să-l urmăm și să-l implementăm. Domnule Tofilat, dacă tot ne uităm permanent la vest, da, ce fac prietenii noștri de la vest, termoelectrica este în trend sau sub trend când încercăm să vorbim despre eficiență, despre proceduri de management și tehnologiile pe care le aplică? Dumneavoastră, ca expert care ați urmărit, cred că segmentul ăsta de mulți ani, ce spuneți? Este în trend, numai că termoelectrica nu poate rezolva problema asta de una singură. Noi acum suntem la etapa de tranziție, cum am spus, de la generația a doua la generația a treia de încălzire, unde oamenii își pot la temperatura. Deci este vorba de lucrări modernizate a încălzării în bloc. Și asta ține de acordul tuturor locatarilor și din instituțiile pe care oamenii trebuie să le suporte. Având o bună parte a populației cu venituri modeste, evident că este necesară plecarea statului, dar sub formarea publicului, oamenii să cunoască, să înțeleagă care este direcția de dezvoltare. Deci, cu siguranță este nevoie de implicarea administrației locale și centrale. Noi acum la primărie discutăm un proiect. Spre exemplu, noi acordăm subvenții la căldură, 40% factură. Deoarece nu își pot regla temperatura, mulți deschid fereastra ca să se răcorească în timpul iernii sau când e cald afară. Deci noi, practic, plătim pentru că avem aerul de afară. Da, și acum vrem să propunem o modificare ca oamenii să poată plăti la dorința lor, dacă de acord, să lăsească această subvenție ca să plătească de lucrările de modernizare. Atunci le asigurăm oamenilor și confortul, fără ca ei să aibă cheltuieli în plus. Avem pe cineva, de fapt comentariul îl citesc pe urmă. Domnule Tofila, da, cum au convins țările din Uniunea Europeană sau cum au convins, da, țările sau statele din Uniunea Europeană cetățenii lor să renunțe la ideea de centrală individuală în favoarea unui sistem de centralizat de încălzire? Prin subvenții sau cum s-a întâmplat asta? Multe mecanisme, deci inițial în secolul XIX s-a pus problema securității, deci să se evite. După asta deja au început modernizarea partea de eficiență. Adică în anii 70, când a început să scumpească petrolul, gazul, deja lucrurile au devenit mai mari și companiile, autorități se preocupă de reducerea consumului. Atunci a fost posibilitatea de reglare la nivel de apartament, de izolare a
conductelor care transportă curentul termic. Deci măsuri care să reducă pierderile și să eficientizeze consumul. Asta deja e generația. Acum, spre exemplu, sunt măsuri mult ample. Temperatura agentului în rețea este coborâtă pentru a putea capta căldura produsă de fabrici, de diversificăm surse. Mai departe, clădirile sunt impuse cerințe mult mai stricte față de clădiri, izolarea lor, reducerea pierderilor în tot felul de pildi scurge, dacă pereții sunt scurge pe pereții, dacă e vorba de puși, trebuie să fie izolarea foarte bună căldură. Este vorba de reducerea consumului, de posibilitatea ca oamenii să poată la temperatura. În final, asta duce la eficientizarea consumului și la scăderea cheltuielilor. Și practic fiecare primește un certificat privind eficiența energetică. În cazul dat, face paralel. Noi trebuie să inspectăm fiecare clădire, să înțelegem care este de căldură la un metru pătrat. Să ne punem obiective, că dacă noi putem consumul de 2 sau de 3 ori, cum spunea domnul Arion, putem face estimări, dar cât noi am economisit într-un an de zile. Atunci să estimăm, cheltuim, să zicem, 40 de milioane, economisim 10 milioane. Înseamnă că noi în 4 ani am făcut investițiile și am devenit mai eficienți. Iată cam asta e direcția de dezvoltare pe care noi trebuie. Avem un comentariu pe chat-ul unde este live-ul. Doamna Tatiana întreabă, cred că domnul Puiu ar trebui să răspundă la întrebarea asta. În blocurile unde este sistem pe verticală, schimbarea sistemului termic presupune și modificarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în fiecare apartament. Și nu uitați de costurile acestor lucrări, care ajung la peste 2000 de euro după calculul prezentat de antreprenor, pe care nu fiecare le poate acoperi. Domnule Puiu, așa e? Acestea sunt costurile care survin în urma schimbărilor care ar trebui să se facă trecerea de la un bloc cu sistem individual din încălzire la unul centralizat? Ce soluții sunt? Că într-adevăr suma e mare, dacă e așa. Dacă să vorbim despre costuri, acestea diferă de la bloc la bloc și despre de complexitatea lucrărilor care urmează fie efectuate. Ori, în dependență, fiecare persoană, dacă necesită să schimbe și calorifierele din apartamentul, din fiecare cameră, va fi un cost, dacă doar țevele care tranzitează, este un alt cost. În ce ține de lucrările de canalizare și de apă rece, nu este necesar de efectuat aceste lucrări, aceste lucrări se efectuează la dorință. Doar vorbim aici despre rețelele de alimentare cu energie termică. Dacă e să vorbim de aceste rețele, de obicei noi avem blocuri care au, spunem așa, o perioadă de viață de 40 de ani, 30 de ani în municipiu. Și noi acolo unde rețelele practic nu au fost schimbate deloc. Ori ele de mult deja sunt uzate, sunt în circulație, agentul termic în aceste rețele, practic este unul foarte slab și avem, ele oricum necesită să fie schimbate. De aici și vine necesitatea investiției de anume, cred că de 2000 de euro, spunem așa, varianta cea mai scumpă ar fi. Înțeleg că costurile ar fi mai mici, da? Sub 1000. Nu putem vorbi, v-am spus, de la bloc la bloc. Depinde de bloc, de numărul de locatari. De numărul de locatari, de numărul de apartamente care se reconectează. Adică, în acest sens... Dar vreau să menționez că aici termoelectrica foarte des noi am venit în ajutorul locatarilor și avem blocuri unde, în parteneriat cu Banca Mondială, noi lucrările de construcție verticale în casa scării a fost efectuată din contul companiei noastre. Ori locatarul a avut necesitatea doar de a se conecta și a efectua lucrările din interiorul apartamentului. Și atunci, clar că noi vorbim despre un cost mult mai mic. Și noi, în acest sens, și avem mai multe deja discuții cu careva donatori. Deci vorbim și de PNUD Moldova și încercăm să discutăm și cu Banca Mondială, unde aceste proiecte cumva să încercăm să le relansăm. Și acolo unde avem acordul 100% din locatari, să putem veni în sprijinul acestor locatari, să schimbăm sistemul de distribuție pe orizontală. Ori acest sistem le va permite fiecare să aibă același avantaj ca și sistemul autonom de alimentare cu energie termică, va avea contor propriu, va putea regla temperatura agentului termic din apartament, chiar și la nivel de fiecare cameră. Adică
Avem practic aceeași Înțeleg ce vreți să spuneți. Părerea mea e că în momentul de față există o lipsă de informație sau cel puțin statul face foarte puțin pentru ca oamenii să înțeleagă despre ce este vorba. Iată, mai avem un comentariu în care oamenii se întreabă, oricum e nevoie de centrală pe gaz pentru a produce apă. Este un comentariu exact la acest live. Pe când înțeleg că acest sistem centralizat oferă și apă caldă. Da, exact. Deci, apă caldă nouă. Deci, dați seama că oamenii nu doar că sunt, nu sunt speriați, dar unul nu înțeleg cum ar funcționa asta. Doi, nu înțeleg că e vorba de un sistem total de încălzire a casei, da? Care presupune și apă caldă și presupune și încălzirea caloriferilor. Deci e nevoie de o campanie, cred că probabil e nevoie de o campanie media foarte puternică decât de de alte instrumente prin care să convingeți consumatorii. Domnule Tofilat, ați dorit să interveniți? Da. Eu am fost la un loc de pe strada Grădinilor 21, este lângă Consulatul României, Mail cu Albișoara. Acolo sunt 64 de apartamente. Multe lucrări le-au făcut singuri, deci pe oameni au costat câte 4.000 de apartamente. La alte blocuri prețurile variază de la 500 la 1.000 de euro în funcție de care sunt cheltuielile totale și câte apartamente au costat. Deci depinde de la caz la caz, cum a spus și domnul. Doar că ți-aș mai vrea și o să adaug ceva. Asemenea efort mi-aș fi eu dorit ca de fiecare dată să fie însoțit și de careva intervenții în măsuri de eficiență la anvelopa blocului, aceleași schimbări de geamuri, izolarea pereților exterior și tot așa. Deci tocmai pentru a maximiza impactul și a înțelege de a bate într-adevăr în ceea ce înțelegem noi prin eficiență energetică. Asta cu siguranță în unele cazuri, atunci când s-ar dori atingerea unor rezultate înalte, ar putea și dubla valoarea de 2000 de euro, dar cu siguranță se merită pentru că atunci când îți faci matematica și vezi că acele investiții se recuperă. Dar într-adevăr și de regulă cam asta arată și practica internațională, de regulă cu aceste intervenții nu vin consumatorii de sine stătător. Am fi și noi gata să venim cu aceste resurse, de multe ori, de mult timp ne bat la ușă partenerii de dezvoltare, fiind gata să pună resursele pe masă. Apropo, programul MOREF al Berdului cumva era gata să finanțeze astfel de lucrări, componentă de grant 30-35% și oricum nu a luat foc. E problematică aici aia moștenită poate din timpurile sovietice cu perceperea asta față de bunurile comune, față de spațiile de uz comun, despre faptul că trebuie să vină întreprinderea municipală și să-mi rezolve absolut toate întrebările, că îmi curge acoperișul, că îmi izolează geamurile. Deci, oamenii vor să se simtă stăpâni la ei acasă. Se strică centrala, el știe că o poate rezolva mâine sau azi seara, nu trebuie să aștepte ceva. Domnule Tumuruc, dacă tot ar fi, domnul Puiu vrea să intervină? Am vrut să menționez faptul că aceste investiții despre care vorbim se recuperă într-un termen foarte restrâns. Deoarece la blocurile respective, unde s-a trecut de la sistem vertical la cel orizontal, noi vorbim despre o economie pe bloc de 30-35%. Este o adunare foarte mare și în câțiva ani persoana își recuperează investiția efectuată în sistem, după care beneficiază mai mulți ani de un sistem calitativ de alimentare cu energie termică și perfect se simte stăpân, se conectează, deconectează când vrea, apă caldă non-stop când dorește, nu așteaptă 10 minute până curge apă fierbinte la el de la robinet. Practic v-am spus, avem aceleași avantaje, doar că de la sistemul centralizat, mult mai ieftin și mult mai calitativ, fără riscuri și fără careva incomodități. Domnule Tumuruc, în prezent Moldova importă majoritatea consumului de energie, dacă nu greșesc. Ce putem noi face ca țară pentru a reduce această dependență de resursele importatoare? Și cam 75% acoperim din import, pentru cei interesați de cifre. Cu toate că tot mai multă lume se convinge în ultimul timp că nu contează atât ponderea importului, cât numărul de surse din care îți acoperi acest import, pentru că uneori ar putea acei producători de energie aduși undeva de peste hotare te-ar putea costa mult mai ieftin decât ai pune problema invers, să-i produce local. De 75% cam îi aducem din import. Ceea ce avem local e un pic de biomasă,
de fapt cam destul de multă biomasă, dar care consumată în scopuri, iar și pentru prepararea mâncării, încălzire în spațiile rurale. Deci un pic de statistică. Ce am putea face? Noi chiar astăzi suntem prinși într-un exercițiu de simulare, de prognozare a consumului de resurse energetice către anii 2050, punând pe masă cam toate politicele, ceea ce ne-am propus să facem și lăsând undeva modelul, instrumentul de calcul pe care îl utilizăm să ne spună dânsul, reieșind din tendințele de pe la nivel mondial, cam ce ar face Republica Moldova în 2050. Cifrele la acest capitol sunt chiar îmbucurătoare. La capitolul consum îmbucurătoare și cumva în ghilimele am să le iau, pentru că la capitolul consum de energie în sectorul rezidențial, în industrie, lucrurile merg evident în sus. Însă consumul de energie în sectorul transporturi, spre exemplu, cumva o ia razna. Practic se dublează consumul, pentru că economia cumva crește, e nevoie de mai multe resurse energetice, de mai mulți carburanți, dar e situația la nivel național, cumva de la 75% cred că urcăm la un 85-90%. Producem tot mai multă energie electrică din regenerabile, tot mai multă energie electrică și apropo, saceturile vor fi cumva afectate, pentru că atunci când vom pune problema saceturilor de generația 4 și vom pune problema unei ponderi sau penetrări mult mai mare a acestor saceturi de către energia regenerabilă, vom produce energie electrică, verde, regenerabilă. O vom utiliza pentru a ne încălzi, vom utiliza pompele de căldură, saceturile vor exista, dar vor fi cumva, va fi nevoie să se reconfigureze un pic. Deci viitorul pe undeva incert, încă e mult prea departe, dar cifrele și evoluția arată destul de interesante. Și apropo, asta va trebui să o punem la, să o descriem în strategia energetică, care eu sper să o scoatem în 2021, să o punem în discuție anul curent, către sfârșitul anului, iar în 2021 să o aprobăm. Sacetul are viitor, sigur. Chiar ar fi curios și pentru mass media, domnule Tumruc, să vadă cum va arăta Republica Moldova peste vreo 30 de ani din punct de vedere energetic. Mai ales odată cu schimbările globale pe care le vedem și tendințele de trecere la energie regenerabile, la mașini electrice și așa mai departe. Chiar e curios. Vă rog să ne trimiteți un comunicat când lansați acest studiu sau această prognoză, este de curiozitate. Domnule Tofilat, suntem pe finalul discuției. Ce credeți că trebuie să facă Moldova în acest moment, atât statul, cât și consumatorul, pentru a ne mișca înainte la capitolul eficiență energetică și doi, la dezvoltarea acestui sistem energetic al țării? Bun, probleme sunt foarte multe. Eu cred că nu trebuie să îngreunăm ascultătorii, cei care ne privesc, cu toate din ele, mai importante. Prioritar pentru noi este asigurarea confortului în apartament, posibilitatea ca oamenii să-și poată regla temperatura. Asta va stopa migrarea consumatorilor la încălzire individuală. Asta e prioritar. Deja pe termen, noi trebuie să ne preocupăm de termoizolarea clădirilor pentru a reduce pierderile de căldură și respectiv a reduce factura. În caz ideal, noi, o clădire izolată termică, care consumatorul, având contor individual și posibilitatea să-și regleze de la telefonul mobil temperatura în bucătărie, în baie, în dormitor și așa mai departe. Asta e cazul ideal. Pentru asta ce se face? La nivel clădirii vorbim. Face un audit energetic pentru a depista pe unde curge căldura, ce măsuri trebuie de făcut, cât trebuie cheltuim să investim pentru a aduce căldura. Totodată auditul ne răspunde care este efectul, cu cât se va reduce totuși pierderile de căldură. Cu alte cuvinte, suntem 1 milion de lei și economisim 200.000, înseamnă că în 5 ani ne-am recuperat investițiile. Și în clădiri trebuie să vedem, să facem diagnostic, să înțelegem la nivel de oră cât avem de investit pentru a obține aceste rezultate.
și în câți ani se recuperează. Și cu acest document, cu această analiză, merge să discutăm cu investitorii, să căutăm fonduri europene, inclusiv granturi, pentru a realiza măsuri. Și asta, evident, trebuie însoțit cu un, o campanie de comunicare și de informare a cetățenilor. Domnule Puiu, cât de departe este acest moment când vom putea sta acasă și de pe telefonul mobil să controlăm ce temperatură trebuie să fie în baie, în dormitor sau în living? Eu mi-am pus săptămâna trecută câteva elemente de, care m-au costat 1000 de lei de smart home ca să mai pot controla aerul condiționat și câteva prize și am super încântat de chestia asta. Foarte tare mi-ar plăcea să știu dacă aș putea face lucrul ăsta și pe partea de termoficare. Cât de departe suntem de momentul ăsta? Vreau să vă spun că suntem foarte aproape, dat fiind faptul că noi deja avem circa 51 de blocuri cu distribuția pe orizontală, unde acest schem poate fi implementat de fiecare locatar acestor apartamente. Ori sunt de acord, 51 de blocuri din totalul de 2800 de municipi Chișinău este foarte puțin și noi ne dorim ca același sistem să poată fi aplicat în toate blocurile din municipi Chișinău, lucrăm acest capitol. La moment suntem în discuții cu Banca Mondială pentru finanțarea și practic am ajuns la acordul pentru finanțarea a mai multe blocuri care se treacă la distribuția pe orizontală, astfel încât fiecare consumator al termoelectrică să poată beneficia de astfel de avantaje despre care vorbim și domnul Tofilat. Și noi, practic, suntem în permanent în proces de implementare astfel de sisteme. Vă mulțumesc pentru timpul vostru, pentru intervențiile pe care le-am avut. Dacă aș putea să trag așa o concluzie foarte pe repede, înțeleg că termoelectrica deja a făcut niște pași importanți pentru un sistem mai performant, un sistem care permite să ai același nivel de confort ca și în cazul unei centrale individuale. Însă senzația mea este că s-a făcut foarte puțin pe partea de comunicare. Poate eu greșesc, dar și pentru mine aceste discuții, aceste emisiuni pe care le avem de circa o săptămână jumătate și mai urmează una săptămâna viitoare, eu am aflat foarte multe informații pe care nu le știam, deși urmăresc știrile în fiecare zi, le citesc de 10 ori pe zi. Eu nu am știut că există o astfel de posibilitate de conectare a blocurilor. Deci, puteți să mă corectați, puteți să mă criticați, dar cred că pe partea de comunicare este încă foarte mult de muncă, astfel încât cetățenii să afle că aceste sisteme individuale, aceste cazane, cum le spune toată lumea, sunt dăunătoare de fapt pentru fiecare dintre noi, iar efectele o să le vedem nu azi, nu mâine, dar peste 10 ani, peste 15 ani. Și putem acționa chiar azi fiind mai social responsabil. Așa că eu nu-mi rămâne decât să vă doresc succes atât autorităților pe partea de implementarea politicilor, astfel încât, domnule Tumuruc, constructorii să fie avantajați cumva, stimulați dezvoltatorii să construiască blocuri unde sistemul centralizat să fie la ordinea zilei și să poți face controlul casei, controlul termic al casei de pe un telefon mobil. Pe partea de termoelectrică cred că este nevoie de mai multă comunicare și studiile, ne scrie chiar cineva pe chat aici, domnul Beiu, este nevoie să facem un benchmarking în comparație sisteme de gaze electrice și așa mai departe, pentru ca să ne dăm seama unde suntem și ce este mai avantajos pentru noi. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Succes și sper să ca acea zi în care să controlăm casa în totalitate de pe un smartphone să fie cât mai aproape. Mulțumim, multă sănătate. Mulțumim, o zi bună. Prieteni, asta a fost tot pentru astăzi. Vă amintesc că am vorbit despre termoelectrica, despre sistemul centralizat de termoficare, avantajele pe care le are în raport cu un sistem individual, cu aceste cazane pe care le are fiecare dintre noi acasă. Aparent există foarte multe avantaje. Din păcate, nu cunoaște lumea. Eu sper că aceste sisteme ale termoelectrica se vor deveni mai performante, mai eficiente energetic,
vor deveni sau vor fi ecologice și ne vor permite tuturor să beneficiem de același confort pe care îl avem cu o centrală în casă, dar în viitor mi-aș dori să avem același confort fără această resursă de gaz în fiecare apartament. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Urmează o nouă săptămână. Urmează o nouă emisiune la acest subiect săptămâna viitoare, așa că vă aștept și atunci să discutăm despre eficiența energetică și încălzirea centralizată în zonele urbane. Vă salut!